Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Astăzi vom dezbate două subiecte. Primul e pe linie externă, mai ales că, iată, este un război încă nedeclarat, dar vedem dacă va fi până la urmă. Să sperăm că nu este un conflict ruso-ucrainian. Putem spune că început din 2021 sau poate chiar mai vechi, depinde cum privim lucrurile. Ucraina reprezintă încă pentru Rusia o mare dilemă, iar Rusia reprezintă pentru Ucraina un mare coșmar. Despre toate aceste tensiuni internaționale discutăm astăzi cu Denis Covaci. El este expert relații internaționale și studii europene. O să îl prezint pe parcursul emisiunii cu toate funcțiile pe care le deține. Bună seara, Denis, și bine ai venit! Te-ai implicat mai nou și în PSD, acolo ți-ai găsit locul, așa cum ai spus tu. Bună seara! Da, într-adevăr, mă ocup și de partea PES Activist Maramureș, sunt coordonator. Este o comunitate care practic se ocupă de toate partidele socialiste din Europa și de practic de toți socialiștii europeni, iar printre principalele noastre îndatoriri, să spun așa, se referă și agenda europeană, respectiv agenda internațională, pentru că aceste două merg mână în mână. Ți-ai găsit cu adevărat locul în Partidul Social Democrat și echipa de tineret de acolo? Da, adevărul este că acest lucru s-a întâmplat. Pot să spun că m-am integrat foarte bine atât în echipa de tineret din Maramureș, cât și în echipa de tineret din țară. Am fost bine primit și de către liderii mai importanți și mai marcanți ai partidului și sper că și rezultatele să apară cât mai repede. Tu ești și absolvent al Facultății de Studii Europene Cluj-Napoca, Erasmus la Institutul de Relații Internaționale din Varșovia și ești preocupat și de partea aceasta internațională, politica externă. Cum vezi tu tot ceea ce se întâmplă în momentul de față? Pot să spun că tot ce înseamnă relații internaționale și studii europene reprezintă curriculumul meu principal, profesia mea principală sau, să zic așa, meseria mea generală. Din păcate, relațiile internaționale se fac în capitalele țărilor, deci nu în alte zone, pentru că se referă la tot ce înseamnă politică, ambasade și instituții forță. Totuși, astăzi, importanța acestui domeniu sau acestei meserii este mai actuală decât niciodată, pentru că, după cum ați spus de la începutul emisiunii, avem parte de o posibilă sau chiar o amenințare a unei invazii rusești în Ucraina, care nu este un lucru nou și este un subiect interesant de mult timp la urma urmei. Rusia, odată cu căderea cortinei de fier, odată cu dezmembrarea Uniunii Sovietice în 1991, încearcă practic să își recupereze poziția. Știm foarte bine că Statele Unite, după cel de-al doilea război mondial și efectiv după războiul rece, a devenit un principal sau un actor unilateral al scenei internaționale. Rusia a încercat întotdeauna să recupereze această poziție. Și dacă vorbim despre Ucraina, pentru că cel puțin pentru maramureșeni sau nu știu, pentru maramureșenii de peste deal, amenințarea unei invazii rusești în Ucraina este un subiect destul de important și un subiect destul de greu, pentru că se află la câțiva kilometri de graniță. Este foarte important să ne întoarcem puțin la istoricul acestei confruntări. După cum foarte bine ați spus, nu este o confruntare nouă, nu este apărută doar în 2021. Depinde ci de ani de zile. Da, ci de ani de zile. Mă refer aici la anul 1991, în momentul în care a fost dezmembrată Uniunea Sovietică. Flota militară a Uniunii Sovietice atunci, a Rusiei astăzi, era parcată, să-i spun așa, era oprită în portul de la Sevastopol, din peninsula Crimea, practic din Ucraina, iar pentru ca această flotă să poată să rămână în continuare din moment ce Ucraina a devenit stat independent, în 1997, în momentul în care președintele rus Elțin vine în Ucraina, semnează un acord de prietenie, așa zis acord de prietenie între Rusia și Ucraina, prin care Rusia poate să-și țină flota militară timp de 20 de ani în Sevastopol, adică din 1997 până în 2017.
Toate sunt bune și frumoase, să spun așa, până în 2010, când Medvedev vine din nou la Kiev și vrea să semneze o prelungire a acordului cu Ianukovici, președintele Ucrainei. Toate lucrurile merg bine, se vorbește despre un consens, despre o prelungire din 2017. Acest lucru se oprește, din păcate sau din fericire, iar în 2013, când apare celălalt sau primul conflict așa post război rece, primul conflict între Rusia și Ucraina, se întâmplă următoarea situație. Ucraina încearcă să semneze acel parteneriat estic, Ucraina încearcă să se apropie atât de Uniunea Europeană cât și de NATO, Ucraina încearcă să-și schimbe traiectoria, să se înscrie pe o nouă traiectorie europeană. Rușii cumva sunt cuprinși de un sentiment de frică că odată ce Ucraina ar semna parteneriatul estic, ar însemna pentru ei și înlăturarea flotei militare de la Sevastopol. Și tot vorbesc despre Sevastopol și poate oamenii se întreabă de ce e așa important Sevastopol, da, sau de ce e așa importantă peninsula Crimea. Sevastopolul pentru Rusia oferă acel acces facil în Marea Neagră, în Marea Mediterană, prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, și practic reprezintă principala cale de acces a flotei rusești în Europa în caz de o situație limită. Iar în relațiile internaționale știm foarte bine că avem de foarte multe ori aceste curse ale înarmării. Adică unele state se înarmează nu pentru a face război, ci pentru a pune presiune pe cealaltă parte de a opri un posibil război, de a opri o posibilă confruntare, pentru că confruntările militare practic nu ajută pe nimeni, la urma urmei toată lumea are un interes și acel interes în ziua de astăzi este un interes economic. Astfel, doar o secundă, după 2013-2014, când Ucraina nu semnează acel parteneriat estic, Ianukovici refuză să semneze, știm foarte bine că este demis după niște demonstrații pe stradă. Ucraina este invadată de către Rusia, partea estică, adică zona aceea economică, Donetsk, și coboară până la Crimea, pe care rușii o anexează, fac un referendum, toate bune și frumoase, pentru a-și proteja acea flotă militară. Și flota aceea militară este atât de importantă încât trebuie să știm că rușii au propriile spitale la Sevastopol, au propriile magazine și propriile școli. Deci este un punct strategic, un punct geopolitic extrem de important pentru ei și inclusiv pentru NATO, pentru că trebuie să știm unde găsim acel punct limită până la care putem să ajungem. Și practic, dacă ne întoarcem astăzi în 2022 și practic la această confruntare, eu cred sincer puțin probabil ca orice s-ar întâmpla în Ucraina sau orice s-ar întâmpla la granița ruso-ucraineană să afecteze România și să afecteze Maramureșul pentru și respectiv Suceava și toate județele care sunt pe graniță. Exact, pentru că noi ne aflăm din 2004 în Tratatul Atlanticului de Nord, deci suntem membru NATO și suntem protejați de toate acele prevederi prevăzute în acel tratat. Adică articolul 5, în caz că noi pățim ceva, toate statele NATO sunt obligate să vină și să ne susțină în demersul nostru. Dar ce s-a anunțat astăzi, că în România vor veni forțe NATO suplimentare, iar un anunț în acest sens va fi făcut în câteva zile, și acest anunț a venit de la ministrul apărării Vasile Dâncu, care a spus că în această perioadă autoritățile române sunt în contact zilnic cu omologii care au anunțat că ar putea trimite trupe la noi. E cazul oare să ne îngrijorăm? Eu personal nu cred că este cazul să ne îngrijorăm, pentru că România, după cum bine știm, este membru atât NATO cât și membru al Uniunii Europene. Practic, o problemă pentru Rusia este că acea zonă tampon, adică acea zonă dintre vest și ei, s-a limitat sau s-a micșorat, mai bine zis, pentru că înainte acea cortină de fier era departe, era până în Germania de Est. Astăzi este până la ucraineni, până la Ucraina.
Și, practic, inclusiv acele încercări ale Ucrainei de a-și schimba traiectoria, de a deveni un stat european și un stat membru NATO, ar fi afectat noua graniță pe care Rusia a avut-o. De-a lungul istoriei, rușii au avut întotdeauna probleme cu vecinii lor, întotdeauna s-au certați, au luptat și au încercat să schimbe granițele, au încercat să vorbească despre posibile represalii pentru cei care nu le respectau. Este normal ca NATO să-și trimită soldați aici, pentru că, bineînțeles, vorbim despre soldați americani, știm deja, uitându-ne la emisiunile de pe BBC, de pe CNN, că Statele Unite și prin declarațiile lui Joe Biden a oprit deja 8500 de soldați americani care se află în stare de alertă permanentă, sunt specific pregătiți și opriți doar pentru flancul estic al NATO, adică pentru această zonă România, Ungaria, Polonia, care sunt oricând pregătiți să intervină, vorbind după aceea și de alte state, la fel cum bine ați spus, vorbim despre Franța, care a declarat prin Emmanuel Macron că este pregătită să trimită atât avioane de luptă cât și soldați ca să ne apere, vorbim iarăși de Turcia, care este un membru NATO și care ne poate susține în orice moment. Este normal să fie transmise sau trimise aceste trupe pe flancul NATO pentru a arăta Rusiei că nu este de joacă cu un posibil astfel de conflict. Bineînțeles, ceea ce este foarte important și probabil că deja telespectatorii dumneavoastră știu de la alte emisiuni sau de la alți analiști, este că NATO nu poate interveni în Ucraina. Repet, NATO, statele membre NATO, printre care și România, nu pot să intervină în Ucraina în cazul în care Rusia invadează Ucraina. Dar toate statele membre, în cazul în care Rusia va încerca să-și prelungească această invazie spre un stat membru NATO, adică spre România, spre Polonia, va fi aspru sancționat de toate celelalte state membre NATO. Și nu este ceva nou. Practic, inclusiv românii știu de tratatul de la Varșovia, în care România din 1955 era membră și care, în momentul Revoluției din Cehoslovacia, toate statele membre, cu excepția României și a lui Nicolae Ceaușescu, au mers în Cehoslovacia pentru a restabili ordinea. Un lucru asemănător se va întâmpla și aici, în cazul în care Rusia va încerca să facă acest lucru. Dar puțin probabil să se întâmple acest lucru. Este foarte important de spus că Rusia, după un an în care Gazprom a afișat și a prezentat unele dintre cele mai mari profituri din ultimii 20 de ani, Rusia și-a umflat, să zic așa, mușchii și vrea să arate că este o putere pe scena internațională, vrea să arate că poate în orice moment să schimbe balanța de puteri, acel element introdus de Congresul de la Viena din 1815, vrea să arate că poate balansa orice stat din zona aceasta europeană. Însă Rusia știe foarte bine că nu-și permite un conflict cu toate statele membre NATO, ar avea o problemă pentru că, de exemplu, Germania este unul dintre clienții principali ai gazelor rusești. Dacă ar intra într-un conflict, este clar că Germania și alte state, Franța, România, ar trebui să găsească o altă alternativă. Joe Biden a spus că va oferi, cel puțin pe o perioadă temporară, acea alternativă de gaze și energie pentru statele membre UE în cazul în care Rusia va decide să iasă din acest troc politico-economico-militar, adică în cazul în care chiar va trece la acțiune, practic, pentru că amenințările deja sunt pe scena internațională. O analiză CNN arată faptul că perspectiva unei invazii iminente a Rusiei în Ucraina a alarmat întreaga regiune, pentru că cei 44 de milioane de locuitori ai țării vecine riscă să fie târâți într-un conflict cald, aproape inimaginabil în secolul 21. Ce se menționează? Că o astfel de mișcare a Kremlinului ar putea avea efecte și dincolo de granița comună a celor două state și experții se tem că ar putea deschide o nouă eră de incertitudine în Europa de Est. Din ce punct de vedere? Ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și economia globală și ar putea forța o schimbare a influenței geopolitice care să afecteze credibilitatea Occidentului. Cum am putea comenta toate acestea? Corect, deja este vorba despre o altă abordare. Practic, după cum foarte bine am spus și eu până acum, după cum foarte bine am spus și noastră și au spus și acești editori, un posibil război armat este puțin probabil, dar secolul, niște schimbări tot se produc. Exact, secolul, acest nou secol sau acest nou context militar, acest context geopolitic, acest
context economic, oferă alte alternative și alte tipuri de război. Practic, acest război militar clasic nu va mai fi sau nu mai este de preferat, pentru că poate aduce mulți morți, poate aduce multe daune fiecărui stat. Însă, desigur, pot să apară alte probleme. După cum bine știm, Rusia este unul dintre cele mai mari exportator de energie pentru Uniunea Europeană, îi oferă 30% din resursele europene și foarte bine știm că acel gaz, practic, rusesc vine prin Ucraina. Deci Ucraina este una dintre zonele sau țările importante ca și zonă de tranzit, ca și distanță, ca și teritoriu traversat de către o conductă. Deci s-ar putea să existe probleme. Totuși, știm că în Uniunea Europeană există anumite libertăți, cele patru libertăți, libertatea de trecere a persoanelor, libertatea de circulație a mărfurilor și așa mai departe. Practic, în Uniunea Europeană, majoritatea, undeva 70-80% dintre produsele vândute în cadrul Uniunii Europene sunt produse fabricate tot în Uniunea Europeană, adică nu mă refer la cele produse economice, dar nu mă refer la cele produse venite din China. Mă refer la multe mâncare și lucruri de acest gen, fiind din Europa și sunt împărțite în Europa. Rusia nu este unul dintre partenerii tradiționali când vine vorba despre aceste lucruri. Deci puțin probabil să simțim sau să resimțim aceste lucruri. Dar din punct de vedere al energiei s-ar putea să fie o problemă, pentru că Uniunea Europeană a semnat acel acord al emisiilor de la Paris, prin care dorește să elimine energia produsă prin mijloace nucleare, dorește să renunțe la cărbune, dorește să scadă numărul emisiilor și atunci, în momentul de față, depinde de acele gaze rusești. Dar din ce am văzut în presa internațională, în cazul în care se va întâmpla vreo amenințare, adică Rusia s-ar putea să mărească acele prețuri, totuși sub formă de șantaj, pentru că nu este lăsată să invadeze Ucraina sau să mute și mai mult granița, adică să se ducă mai departe de Ucraina, să vină pe zona europeană, zona NATO, Uniunea Europeană s-ar putea să suspende toate acele decizii și acele tratate semnate și să se întoarcă la resursele tradiționale pe care practic le are și se poate susține. Doar că multă lume le refuză pentru că vor fi niște sancțiuni extrem de mari dacă nu se trece peste această energie verde și regenerabilă. Practic și PNRR-ul are multe zone în care vorbește despre energie verde, despre puncte pentru cei care au măsuri care încurajează energia verde. Să vedem ce cred românii despre acest conflict. Un sondaj Avangard realizat acum la final de lună ianuarie și care a măsurat percepții publice asupra situației din Ucraina la comanda G4 Media arată că 42% dintre respondenți cred că Rusia va invada Ucraina, doar 29% fiind de părere că invazia nu va avea loc. 64% dintre respondenți văd Rusia drept o amenințare pentru România, în timp ce majoritatea respondenților, 56%, susțin amplasarea de trupe suplimentare ale NATO în Europa de Est, doar 18% respingând această mutare. Este practic normal, inclusiv această dorință a românilor de a avea trupe suplimentare. Dacă ne gândim simplu la Statele Unite după 1980, când președinte vine Ronald Reagan și pornește acea cursă a înarmărilor, în care intră într-o concurență cu Uniunea Sovietică. Practic, fiecare stat încearcă să acumuleze cât mai multe puteri nucleare și zone puternice din punct de vedere nuclear pentru a deveni o amenințare. Toate acele lucruri se întâmplă pentru a speria adversarul, pentru a arăta celuilalt că un posibil conflict ar însemna distrugerea iminentă a fiecăruia dintre ei. Practic, asta se întâmplă și acum. Românii cumva simt amenințarea aceea, pentru că este greu să nu vezi la televizor sau să nu vezi pe alte rețele de socializare acele videouri în care armata rusească se apropie de graniță, însă își dorește mai multă protecție și acea protecție și siguranță este inclusiv prin acele trupe suplimentare. Dacă ne gândim, și știu că mulți dintre telespectatorii dumneavoastră merg în străinătate, știu că și în zonele importante din străinătate, adică la punctele de atracții, există trupe suplimentare de poliție, de jandarmerie sau de armată. Cine merge la Vatican practic vede aproape la fiecare colț cât un mic echipaj armat care are tocmai acel scop de a menține ordinea și protecția. Deci nu cred că ar fi o problemă. Corect, psihologic, probabil că este un pic... Dar în toată această criză, deci România poate beneficia, să spunem, atât din punct de vedere economic cât și diplomatic?
bineînțeles. Primesc un număr mai mare de militari, că multe alte beneficii. Bineînțeles. Practic, în articolul 5 și în articolul 4 se vorbesc, sunt probabil cele mai importante puncte ale tratatului NATO. Practic, la punctul 4 se spune în felul următor. Ori de câte ori un stat membru simte vreo amenințare, poate să convoace discuții cu statele membre NATO pentru a primi sprijin și acest sprijin poate fi de mai multe feluri. Poate fi sprijin moral, bineînțeles, dar noi sperăm că poate fi și sprijin economic, poate fi și sprijin militar și după cum vedem toate declarațiile, așa este. Și poate că ar fi greșit și poate că din partea mea a fost poate puțin stângat să nu prezint încă o trăsătură a acestui conflict. Acest conflict nu este important doar pentru România. Acest conflict este important pentru Statele Unite ale Americii. Pentru că dacă, Doamne ferește, Rusia invadează Ucraina și după aceea invadează și România, este o problemă a granițelor, este o problemă a faptului că Statele Unite nu mai este un jucător al scenei relațiilor internaționale important. Pentru că Statele Unite, el este cel mai important cel mai important membru, pentru care cea mai importantă capacitate militară, cea mai importantă capacitate economică și practic Statele Unite girează acel tratat. Dacă Statele Unite nu reușește să asigure acea siguranță pentru un stat membru NATO, înseamnă că Statele Unite are o putere, are o problemă în relația de putere atât cu Rusia și atunci are o problemă în raport cu China și cu celelalte mari puteri care doresc să ocupe aceeași tensiune economică. Practic, Statele Unite de aceea și investit atât de mulți bani din PIB în zona militară, pentru că acea zonă militară, prin acea armată puternică, prin acea forță maritimă, acea forță aeriană, a reușit să aducă câștiguri în mai multe războaie, care a reușit să le aducă mai multe resurse. De aceea americanii aveau anumite prețuri la galonul de combustibil și noi avem alte prețuri. Suntem spre finalul acestei părți a emisiunii. Vreau să ne spui ce prevezi tu, care vor fi efectele asupra României, având în vedere această presiune militară pusă de Vladimir Putin pe Ucraina? Este foarte probabil ca Rusia, în schimbul neinvadării Ucrainei și în paranteză neinvadării Ucrainei, pentru că noi știm că în zona Donetsk încă sunt acei soldați fără însemne militare, dar care spun gurile rele că ar fi tot ruși, doar că ar fi un fel de mercenari, dar plătiți de guvernul rusesc. Deci, practic, prețul pentru ca Rusia să nu invadeze probabil se va învârti tot în zona economică, pentru că până la urmă o putere economică este un stat care poate să bage cei bani înapoi în economie și să crească calitatea vieții fiecărui dintre oameni. Mă aștept la prețuri poate chiar mai mari pentru gaze naturale și tot ce înseamnă energie venită din Rusia, pentru că acela este principalul punct de interes al Uniunii Europene în Rusia, resursele naturale. Și pentru că tot se potrivește cu această perioadă, să ne mai răspunzi într-un minut. Ministrul Apărării Naționale a anunțat că în acest moment nu există o opțiune privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu, mult discutat în perioada aceasta, precizând că în viitor se intenționează lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. Ai fi de acord cu asta? Pentru mine nu este o problemă. Multă lume știe că în Austria deja acest lucru este folosit sau este în vigoare. La fel în Israel, inclusiv femeile fac acest stagiu militar obligatoriu. Nu ar fi o problemă, nu cred că este o problemă pentru mine să facă acele luni de instructaj. Cred că ar fi poate chiar benefic pentru că înveți unele lucruri. Bineînțeles, ne gândim totuși în ideea în care să nu folosim niciodată acele informații și să nu ajungem din nou într-un război pentru a folosi efectiv aceste capacități militare pe care le-am învățat. Mulțumesc pentru participare și te mai așteptăm la emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult! Domnilor, pauză de publicitate și revenim la discuția noastră.